În cadrul proiectului Simplificarea procedurilor administrative și elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbană și a planului de mobilitate urbană durabilă la nivelul municipiului Râmnicu-Vâlcea, se vor implementa mai multe măsuri destinate reducerii birocrației pentru cetățeni prin furnizarea unor servicii electronice integrate și utilizarea unor componente software dedicate, transmiterea integrală electronică a dosarelor aferente solicitărilor, primirea de informări, notificări online cu privire la stadiul demersurilor inițiate și primirea electronică a răspunsurilor documentelor solicitate pentru mai multe domenii, dosare de locuințe sociale și pentru tineret, ordine și siguranță publică, disciplina în construcții, activități comerciale, ocuparea domeniului public, permise de liberă trecere. Aplicație GIS destinată unui management integrat și strategic decizional la nivelul localității, aplicație de gestionare a datelor financiare furnizate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat și consolidarea lor în vederea obținerii rapoartelor și analizelor financiare centralizate. De asemenea, în cadrul aceluiași proiect vor mai fi elaborate strategia integrată de dezvoltare urbană și planul de mobilitate urbană durabilă, instrumente esențiale pentru accesarea de fonduri europene în contextul exercițiului financiar european 2021-2027. În acest moment, Primăria Râmnicului are în portofoliu 23 de proiecte care beneficiază de fonduri externe aflate în diverse faze de implementare. Dintre acestea, 19 au fost depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, dintre care 5 proiecte având ca obiect investiții majore în infrastructura municipală, 8 destinate reabilitării termice a 46 de blocuri de locuințe și 6 având ca scop modernizarea unităților școlare din Râmnic. 2 în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, un proiect finanțat de Administrația Fondului de Mediu, amplasare stații de încărcare autovehicule electrice și un altul acordat direct de Comisia Europeană, amplasare puncte de acces Wi-Fi gratuit în spații publice. Valoarea totală a celor 23 de proiecte este de 271.541.147 de lei, din care fonduri nerambursabile în sumă de 181.633.474 lei. Totodată, Primăria Municipiului mai are depuse și se află în etapa de contractare alte 3 proiecte în valoare totală de 87.105.438 lei, din care finanțarea nerambursabilă solicitată este de 77.770.553 lei.